Vinerea viitoare, la Teatrul Tudor Vianu, este programată o piesă regizată de regretatul Vili Perveli Nicolov, a anunțat directorul Instituției de Cultură, Mircea Meionescu, cu prilejul conferinței de presă, desfășurată chiar luna trecută. Barbă Roșie este titlul spectacolului în versuri, care nu trebuie să lipsească din arhiva sentimentală a niciunuia dintre elevii de clase primare. Scenariul este bazat pe opera unui mai puțin cunoscut dramaturg giurgiuvean, preciza Mircea Meionescu. Autorul este un mare dramaturg, Giurgiu Vean, mai puțin cunoscut pe la Giurgiu, Mircea Demrădulescu, care a fost jucat de naționalele din Iași și București. N-a fost jucat la Giurgiu. Îl jucăm noi, Barbă Roșie, o piesă în versuri pentru copii, încântătoare, încântător și spectacolul și jocul artiștilor. Vine la ora 10:30, cei până în clasa a patra se pot întâlni cu acest fermecător spectacol. Spectacolul este realizat cu participarea actorilor Gabriela Munteanu, Giulia Ionescu și Vasile Toma. Pe scena teatrului, marța trecută, s-a jucat Nu mor pescărușii când vor porcii mistreți, o piesă a cărui scenariu este semnat de Mircea Meionescu. Acesta a afirmat că spectacolul va avea astfel la Giurgiu această ultimă reprezentație, pentru că pe plan local nu și-a atras spectatorii, în timp ce la nivel național și internațional piesa s-a bucurat de un mare succes. O altă temă a conferinței de presă de lunea trecută a fost cea legată de pregătirea a încă unui spectacol bazat pe o culegere de basme românești, spectacol cu premiera pe 28 martie, ce va avea ca protagoniști pe Gabriela Munteanu și Vasile Toma.